Și președinta Maia Sandu a discutat cu reprezentanții federațiilor sportive despre referendumul privind parcursul european al Moldovei. Întrevederea a avut loc în data de 7 februarie în incinta președinției. Consultările publice pe subiectul referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inițiate de șefa statului, au continuat cu președinții mai multor federații sportive din țară. Președinta Maia Sandu a subliniat că sportivii moldoveni au reușit să atingă performanțe la competițiile internaționale, contribuind la promovarea imaginii țării. Iar acum a venit momentul să contribuim cu toții la dezvoltarea Republicii Moldova prin implicare civică activă. Seria consultărilor va continua și în următoarele săptămâni.